poate e un avion rătăcit. Uite ce păruț lung are să iasă. Da, eu aveam păr mai lung, că acum păi de asta când a venit ea prin prima dată, avea părul mai scurt puțin decât altul. Oricum ea l-are mai rar, mai filat, mai... E, dar acum cum se poartă foarte filat, așa... Foarte frumos. O, de bine aștept să, când o să ies să mă vopsesc. Te faci căpat? O să te bagi la somn? Nici nu știu. Mă să-mi strâng haine după uscătură, dacă sper să... Și eu am zis strâng de pe uscător. Și apoi pe să mă bag cu o oră. N-aș mai vrea să mai dorc, azi noaptea am dormit la 4 jumate, 5 fără 10. Am alergat. După aceea până am făcut duș. 3 fără așa. Da, până am făcut duș, am făcut 3 jumate. Până mi-am băgat hainele la spălat, n-am putut să dorm, că am să le scot. Și le-ai întins? Le-am întins. Păi și s-au uscat până acum? Mhm. Deci dimineața la 4? Da. După aia m-am pus în pat, mă băzeam muște, nu puteam să adorm, pe stânga, pe dreapta, pe stânga, pe dreapta, dreapta, stânga. Lasă-mă că și pe mine mai m-am uitat la poze, le-am pus înapoi. Mi s-a făcut sete, adu apă, du-te la baie, ia mai adu apă, că s-a terminat apa. Nu, eu n-am nicio problemă, deci mă ia somn atât de repede. Am văzut și că acum, nici becul nu. Mi-e atunci greu cu lumina, știi? Până ador. Până ador, după aia nu mai am nicio treabă. Mă disperă becul ăla, m-a săturat. Și vreau... Nu, că am observat când am fost atunci la mare și la munte, mi se părea că nu există lumină în cameră. Eu, deci cu negură, sincer. negură. Bezna. Că trebuia să mă machiez în oglindă, mi se părea că nu mă văd, că nu da, e lumină. Da, era oglindă cu lumina de aici puternic. Și noi să mergem acasă, ne se pare că nu e lumină în casă. Hmm. O, de-abia aștept filmul. Hai să mergem că e 6 fără 20. Haide, un strâng alăt pe uscător. Tu ce faci? Te bagi la somn? Nu, doamne, pe la câtă treaba. Te faci vreau copii, să... că... Vreau să-mi fac puțin ordine prin accesorii, prin dulap, să-mi bag la spălat, să-mi pachetez hainele. A, păi asta am făcut și eu aseară. Mi-am făcut ordine, până le-am pus. Nu. Am mult de... Și oricum vreau să dorm mai bine diseară și... Oricum dorm bine, da. Să dorm și mai bine. Mm. Se spală asta și vin și eu la baie pe acolo. Mamă, ce miroasă carne. Ai curățat deja cartofi? A, nu s-a tăiat. Am băgat doar, ne deschid și atât. Noi nu mai mâncăm acum în seara asta. Căci că mâncăm floricel. Păi și noi săptămâna asta oricum n-am mâncat ceva. Adică am mâncat fructe, orez, salată de vinete. Salată de vinete. Nu știu mai avut ceva. Ha. Și săptămâna trecută la fel, avem carne în frigider, dar nu mâncăm. Mă, e dimineață, când mă gândesc că trebuie să mă... O să-mi pun ceasul să acum o să pregătesc carnea pe... Dacă că o să... M-am gândit roșiile alea făcute. O să le pregătesc de seara, adică după ce pleacă băieții. Și alea le încălzesc la cuptorul cu microunde. Budinca o să fac de seara. O bag la frigider să fie. Dacă mâine dimineață trebuie să le atâtezi. Da. Ah, dar că o să știi forma aia, dacă vrei să ne-am primit da. De inimioară ca să pun și să răstorn, să facă alt da. Desert de dimineață. Nu ai ce să faci, că e dimineață. Da, și să nu-i faci desert dimineața, îți dai seama, nu știu dacă o să mă... La cât îi faci tu acolo? Da, acolo să... Multe. Păi m-am gândit că fac omulete, trebuie să mă trezesc de dimineață să fac. Așa că fac rușile, bă, cu microunde. Da. 10 minute scalde ca să nu se trezească iară să mă duc să-l găsesc în limba. Cine nu doarme? Doamna mea. Dar parcă n-are ce importanță când deja e trezit. Că bună dimineața, dar tu te-ai trezit. A, dar sunt uri.